Ștampilele pe care sunt obligate să le utilizeze în prezent toate firmele vor fi eliminate de la 1 iulie, promite ministrul finanțelor. Subiectul a fost dezbătut în cadrul unei întâlniri cu oamenii de afaceri din țară, iar concluzia a fost că ștampila este, de fapt, inutilă, România fiind una dintre puținele țări europene unde aceasta mai există. În cadrul unei conferințe organizate de Coaliția pentru Dezvoltarea României, oamenii de afaceri din țară au punctat minusurile cu care se confruntă mediul economic în prezent. Obligativitatea folosirii ștampilei de către firme, de exemplu, este o practică învechită și inutilă, spun oamenii de afaceri, motiv pentru care ministrul Eugen Teodorovici a promis eliminarea acesteia de la 1 iulie. De altfel, în Europa această practică a fost de mult înlăturată, numărul țărilor unde se mai folosește fiind extrem de mic. Oamenii de afaceri ar dori îmbunătățirea legislației pe mai multe paliere, unul dintre acestea fiind simplificarea procedurii pentru înființarea unei firme. În străinătate, de exemplu, acest lucru durează 10 minute. De asemenea, mediul de afaceri ar vrea desființarea trezoreriei statului, iar operațiunile să fie preluate de către Czech Bank sau altă bancă de stat sau modernizarea acesteia, astfel încât să poată realiza plățile online mult mai ușor și mai rapid. În ceea ce privește controlele ANAF, de TVA sau de fond, oamenii de afaceri consideră că ar fi mai simplu ca acestea să fie anunțate din timp cu o listă de documente de care inspectorul fiscal are nevoie, astfel încât să poată fi pregătite din timp situațiile și documentele.